și bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Stăteam eu așa și mă gândeam și clipurile pe care iubesc cel mai tare să le vizionez sunt trei genul de clip. Colecția mea de parfumuri pe care am făcut-o deja și o găsiți aici pe canal. Îmi mai place să mă uit la produse terminate pe care încerc și eu să le filmez o dată pe lună sau dacă nu o dată la două luni. Și de asemenea mai place să urmăresc colecția de make-up sau diferite colecții. De aceea m-am gândit să încep o serie. Seria care se va numi colecția mea de... Și aici va intra colecția mea de make-up, colecția mea de lumânări parfumate, colecția mea de skincare, colecția mea de nu știu, toate colecțiile pe care... le am și voi începe cu cea de azi și cea de azi va fi colecția mea de produse de make-up. Dacă și vouă place să urmăriți acest gen de clipuri, rămâneți alături de mine. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o încă și să dați și un like acestui clip dacă vă place. Și de ce nu, vă aștept în rubrica de comentarii cu părerile voastre. Rămâneți cu colecția de make-up! Colecția mea de make-up stă în aceste cutiuțe, iar cutiuțele stau în seltar, dar am hotărât să le scot pentru a fi mai ușor să vi le arăt și vouă. Și o să iau așa fiecare cutiuță în parte. Am aici cutiuța cu palete și am paleta lui Niki Tutorials, pe care v-am arătat-o și într-un clip aici pe canal. Nu știu cum să o deschid ca să vă și arăt. Are partea aceasta de The Happy Side și partea asta la altă, The Dark Side. Este o paletă foarte pigmentată și cu care putem face destul de multe make-up-uri. Nu am folosit-o atât de mult în ultimul timp pentru că nu am avut unde să fac make-up cu ea, dar îmi place foarte tare. Ambalajul este așa cartonat. Următoarea paletă este cea de la Essence, Witch Side. Și pe aceasta cred că v-am arătat într-un haul cu cumpărături. Așa arată ea și are și nuanțe mate, dar și nuanțe metalice și sidefate, deci are trei tipuri de nuanțe. Singura nuanță care zic eu că nu se aplică cum trebuie este acest albastru de aici. Kevin mă ajută. Următoarea paletă este vorba despre Naked 3, o paletă pe care mi-am dorit-o foarte mult și am luat-o chiar înaintea lui Naked 1. Așa arată ea. Și are la fel și nuanțe mate și nuanțe sidefate. Și este mai mult pe un pământiu rozaliu, puțin auriu. Am folosit destul de mult această paletă. Următoarea paletă este Naked, primul Naked care a apărut. Iar eu mi-am luat-o destul de târziu, cred că mi-am luat-o... acum 2 ani, de Crăciun se fac 2 ani, când au anunțat ei că este ultima dată când putem cumpăra această paletă. Mi-am dorit-o foarte mult și mă bucur că o am în colecția mea. Aceasta merge puțin pe nuanțe mai închise, mai aurii, dar și griul acela petrol care mie îmi place foarte tare. La fel o paletă cu care putem face atât machiaje mai naturale cât și machiaje de seară. O altă paletuță este o paletuță destul de veche în colecția mea, dar mi este dragă și o țin în continuare. Este de la Color Collection, era ea, de la Collection. Și are așa aceste triori care au și nuanțe mate și nuanțe sidefate. Nu sunt ele foarte pigmentate, dar nu știu de ce mi este mie dragă această paletă și rămâne în colecția mea. Singura paletă pe care o am de la Sleek este Sleek Eye Divine.
Și ea arată așa. La fel este pe nuanțe de auriu, cărămiziu, pământiu. Ceea ce nu îmi place mie la această paletă este că are doar două nuanțe mate, aceasta și aceasta de aici, sunt singurele nuanțe mate din paletă. Destul de pigmentată, dar un pic prăfoasă. Următoarea paletă pe care o am este o paletă destul de veche de la Inglot, dar la fel îmi plac foarte tare nuanțele și rămâne în colecția mea. Și este vorba despre această paletă cu 5 nuanțe. Este o șampanie foarte frumoasă aici, un auriu mai bronz așa, un auriu, un albastru și un verde. Mi e tare dragă și la fel rămâne în colecția mea. Aceasta a fost o ediție specială, destul de veche, de la MAC. Cred că am avut două palete de la MAC, una dintre ele am dat-o unei prietene și am rămas cu aceasta. Mai am o paletă de la MAC, am crezut că am dat-o pe aceasta, dar se pare că nu. La fel cu niște nuanțe tare, drăguțe. Îmi place foarte tare acel albastru și acel mov, dar nu prea mă înțeleg eu să fac make-up-uri cu ele. Asta am scăpat-o și jos și i s-a spart carcasa. Dar încă o mai țin în colecția mea pentru că mi este dragă. Și ultima și cred că cea mai folosită paleta a mea este vorba de Naked Basics. Așa arată ea și chiar că are doar culori de bază în ea, doar culori mate. Acolo se vede puțin, da, e un pic foarte puțin sidefată pentru colțuri intern și arcadă, în rest are doar culori mate și spun că este cea mai folosită pentru că exact cum îi spune și numele, sunt basic-urile care îți trebuie pentru a face un make-up. Aici nu mai am nimic decât câteva gene false, acestea din Primark, de la Ardell pe acestea, eyelashes, acestea sunt de pe AliExpress, Ardell din nou și încă una tot de la Ardell. Nu, la fel cu cea mai mare cutiuță și voi trece la aceasta care este destul de grea și aici am produse pentru față, fonduri de ten, pudre, spray-uri fixatoare și așa mai departe. Asta este o cremă cu protecție solară pe care o țin aici pentru că o pun pe față înaintea fondului de ten. Acesta este de la Avon True Match, este acea cremă care ar trebui cumva să se adapteze nuanței tenului tău. Totuși mi se pare un pic cam portocalie. Următorul fond de ten este acesta de la L'Oreal True Match. Acesta îl folosesc vara, 5 yen și tot de la L'Oreal True Match. Îl mai am și pe acesta în nuanța 2 yen pe care îl folosesc când sunt mai puțin bronzată. De la Elmi Plant am acest CC cream care îmi place destul de mult. Un fond de ten cu acoperire destul de mare este acesta de la Lancome, fotografic ultra confort. Fotogenic ultra confort, nu fotografic. Tot de la Lancome, de la Photogenic, dar varianta Taint Lumiere, l-am și pe acesta așa mai micuț, care a venit într-un set cadou. De la Max Factor mai am foarte puțin din acest Ageless Elixir, fond de ten plus serum, care din păcate nu l-am mai văzut prin magazine, probabil că nu se mai face. De la Kiko am acest mousse mat, care e într-adevăr mat, un pic mult prea mat pentru mine, cu toate că am un ten gras, un fond de ten cu acoperire destul de mare. Tot la capitolul fond de ten îl mai am și pe acesta de la Wet n Wild, pe care nu l-am folosit încă pentru că
L-am luat o nuanță mult prea închisă pentru mine și aștept să-mi iau niște picături din acelea de deschidere a fondului de ten. Chiar vă rog să-mi recomandați ce picături să-mi iau. Și mai am pe acesta de la Essence, Fresh and Fit, Wake Makeup, care nu știu ce să zic, câteodată îmi place, câteodată nu îmi place. De la Lancome le mai am pe acestea micuțe de 3 ml Tainted Doll Ultra Wear și l-am 03 beige diafan pe care l-am folosit și când am fost în vacanță. Și îl mai am pe acesta 051 care este un pic cam prea închis pentru mine. Și îl mai am pe acesta de la Yves Saint Laurent Touch Eclat Le Taint, care de asemenea îmi place destul de mult. Ca și spray fixator, îl am pe acesta de la MAC Prep and Prime. Ce mai am? Îl mai am pe acesta de la Rimmel InstaFix and Go. Îl am pe acesta de la Essence Keep It Perfect și îl mai am și pe acesta de la Urban Decay All Nighter. Ca și primere, nu am decât două. Glow Primer de la Primer, care îmi place destul de mult pentru că iluminează tenul, are niște particule de acelea sclipicioase. Și preferatul meu, Sephora Smooth. Acesta îmi place destul de mult și se vede că am și consumat din el. Mai ales că eu nu folosesc primer tot timpul, deci faptul că e atât consumat din el înseamnă ceva. După care am iluminatorul de la MAC, acesta pudră, care acum ceva timp a făcut rondul YouTube-ului și toată lumea și-l dorea, toată lumea îl avea. Mi l-am cumpărat și eu și îmi place destul de mult. Singurul dezavantaj este că este pulbere și se împrăște un pic când deschizi cutiuța. Și nu văd eu aici dacă a avut 30 de grame, cred, o cantitate destul de mare pentru un iluminator. Perluțele bronzante de la Avon. Inimioara cu bronzerul de la Too Faced, pe care mi-am dorit-o tare mult și într-un final am pus mâna pe ea. Bronzerul de la Essence, Sun Club Matte Bronzing, care miroase absolut delicios a cocos. Tot ca și bronzer mai am acest Soleil Tan de la Chanel, care îmi place destul de mult și aproape pe terminate. Un produs destul de scump, dar care și-a meritat toți banii. Tot de la Chanel mai am pudra, pe care când mi-am cumpărat-o nu prea mi-a plăcut, după care a început să-mi placă destul de tare. De la Bobbi Brown am bronzerul, de fapt, hai să-i spunem bronzer, dar el e mai mult un contouring. Așa arată el, deci vă dați seama cât de mult îmi place că pur și simplu are gaură în tăviță. De la MAC mai am acest blush, care este un blush roșiatic și îmi place tare mult. De la Makeup Academy am acest blush destul de vechi, dar la fel, care îmi place și îl țin. Mai am acest blush No Name. Sinceră să fiu, nu știu de unde a fost cumpărat acest blush, dar mi se pare că se aseamănă destul de tare cu Orgasm de la NARS. O să vă arăt imediat că am și o monstră de la Orgasm și să vedeți cât de bine se apropie. Deci acesta a fost No Name și aceasta este monstra de la NARS. Nu știu dacă puteți vedea, are aceeași tentă de SIDEF auriu. După care, de la Makeup Academy am acest iluminator, care câteodată îl folosesc, câteodată nu, pentru că are o tentă rozalie. Da, de la Rimmel London,
pudra lui lor Stay Matte, care am și spart-o, am spart căpăcelul și am ajuns și la tăviță. Probabil că în curând va trebui să o pun la produse terminate. De la Essence Blush Lighter, care nu știu ce să zic, nu prea mă dă pe spate acest produs. De la Makeup Academy, tot un highlighter, dar eu îl foloseam pe post de blush. Îmi plăcea destul de mult așa. De la Primark am acest bronzer, Bronze and Contour Duo. E mai mult un bronzer, nu prea poți să-l folosești pentru contur, pentru că este destul de roșiatic. De la Chanel mai am acest blush, care era o rezervă, ambalajele de la Chanel arată așa, iar acesta era o rezervă. Mi-am cumpărat rezerva pentru că știam că am deja cutiuța de blush, dar probabil că între timp am aruncat-o pentru că nu am mai găsit-o, așa că îl țin în ambalajul acesta. Pudra de la MAC Prep and Prime, care acum nu se mai găsește în varianta compactă, așa, se găsește doar în varianta pulbere, dar care îmi place foarte mult, este pudra translucidă. De la Essence All About Matte Fixing Powder, este pudra liberă, dar eu totuși mi-o doream pe cea compactă. O altă pudră de la Wet n Wild Natural Blend, o pudră care mi-a plăcut destul de mult, dar se apropie de finalul ei, cred că mai este foarte puțin. Iar ca și concealer am Essence Stay All Day, Stay Matte de la Rimmel și Maybelline Pure Cover Mineral. Cam acestea au fost produsele pentru Trecem acum la cutiuța cu paletuțe mai mici sau monouri. Și aici am Melted Chrome de la Essence, un produs care îmi place destul de tare. Am un pigment presat de la Collection. El se vede galben aici, dar este un auriu foarte frumos. Un mono de la L'Oreal, un produs pe care l-am folosit destul de mult. Nu știu dacă puteți vedea aici, dar aproape că i-am făcut găurică în mijloc. Îmi place foarte tare acest mono. Un alt mono de la Number 7 și acesta l-am consumat destul de mult. I-am făcut aproape îl termin. De la MAC îl am pe acesta, care este un auriu. Mai am acest movuliu, așa, prună, și mai am un albastru verzui, un albastru marin. Cred că ar trebui să le desfac ca să le vedeți mai bine. Așa arată acest albastru, un blue marin, cum ar spune ei. Tot aici am și Paint Pot-ul și l-am în Chrome Angel, în nuanța Chrome Angel, Paint Pot-ul de la MAC. De la Sephora am acest mono auriu care este absolut superb și îl folosesc destul de mult. De la Maybelline, dintr-o colecție mai veche, dar îmi plac foarte tare aceste nuanțe și am hotărât să le păstrez, cu toate că am avut aproape toată colecția, dar doar pe aceste le-am păstrat. Este acest Move, acest Rozaliu și această prună, așa, dacă aș putea să-i spun. După care, de la Ted Baker, am un trio. Nu știu dacă pot să-l deschid. Da, am putut. Așa arată el, cu trei nuanțe de auriu, un auriu mai bronzuliu și un un cupru, aș zice eu. După care, de la Beauty Benefits, am acest trio, care nu prea pot eu să-l desfac cu mână. Așa arată el, dar la fel are niște nuanțe care mie îmi plac foarte tare. De la Rimmel London, din monourile lor vechi, pe restul le-am dat pe toate, am păstrat doar acest blue marin, așa, și acest auriu care îmi place destul de
destul de mult. Îmi plac foarte tare fardurile aurii, dacă ați putut observa. De la Bourjois am acest eyeshadow mauve. Știu că el seamănă foarte tare cu acele blush-uri, dar nu, acesta este un fard de pleoape. Tușul gel de la MAC. De la Avon Color Trend am acest pigment auriu, care și acesta îmi place foarte tare. De la Maybelline am tușul lor gel. De la Max Factor am acest, cum să-i spun, fard cremos. Un fard cremos care mi-e place foarte tare. Nu prea pot să-l desfac ca să vi-l arăt. Nu știu dacă puteți vedea, e cumva un auriu verzuliu. Eu îl folosesc pe post de bază și funcționează destul de bine așa pe post de bază. Și de la Maybelline aproape că este terminat Color Tattoo 24 de ore, acela metalic, și este în nuanța 70 Barley Branded. Și cam asta a fost cutiuța cu mono. Rămânem la produse pentru ochi, dacă tot am fost la produse pentru ochi. Aici am acest set de pensete pe care îl țin în această cutiuță. Ca și mascara am Lash Princess, varianta verde. Am avut și varianta mauve, care, sincer să fiu, mi-a plăcut mai mult. Tot de la Essence, You Better Work, și acesta este un produs destul de bun. Din Mercadona acest mascara waterproof, pe care mi-l iau tot timpul când ajung în Spania sau Gran Canaria și de obicei mi-au câte două, ar trebui să mai fie unul. Da, am două. De la Oriflame, din gama The One, Wonder Lash. Nu l-am încercat încă, am zis să nu-l desfac pentru că am foarte multe desfăcute. De la L'Oreal, False Lashes Sculpt, un produs care mi-a plăcut destul de mult, dar nu se mai găsește în varianta aceasta, sunt alte variante care se găsesc. De la Maybelline, Lash Sensational, la fel varianta waterproof. De la Max Factor, Lash Crow. Nu știu ce să zic despre acesta, nu prea mă împac eu cu pensulica lui. De la MAC, acesta este destul de vechi și ar trebui să-l și arunc. Acesta din Primark, maron, care nu îmi place absolut deloc, îl voi încerca pe sprâncene să vedem dacă face ceva. Și tot mascara, mai am aici trei mai micuțe și am Diriel de la Benefit, de la Lancome, ce e asta? Noir Hypnotic, care l-am mai avut și îmi place foarte tare, și de la NARS Climax. Acestea sunt în varianta mai micuță. Tușul de la Essence, Liquid Ink, care îmi place foarte mult. Mascara pentru sprâncene, tot de la Essence. De la Rimmel London, acest produs de sprâncene, care mi se pare genial, foarte bun. De la Avon, un produs de sprâncene cu ceară și pudră, care la fel îmi place destul de mult. Și sinceră să fiu, eu mă înțeleg destul de bine cu aceste produse și chiar deocamdată nu aș da banii pe un Anastasia sau pe un Benefit, pentru că mi se par destul de piperate. Un tuș de la Maybelline, Hyper Precise All Day, mi-a plăcut foarte mult, dar e pe terminate, cred că se usucă destul de repede. Un tuș cu sclipici auriu din Poundland, nimic foarte scump. Aceste două tușuri de la Max Factor, care mie îmi plac la nebunie și le am în varianta mauve și varianta turcoaz, în albastru foarte închis, tot la fel un blue marine ceva. De la
Ce asta? De la Rimmel London, Scandalize, la fel un tuș din acela tip creion, destul de bunicel, creion de ochi de la Avon, creion de sprâncene de la Essence, care e un pic cam roșiatic, un jumbo pencil de la LA Colors alb pe care îl folosesc ca și bază, un alt tuș care mi-a plăcut la nebunie este de la Maybelline Master Precise și acesta l-am avut într-un albastru destul de închis, într-un blue marin, așa. Un alt tuș mi-a plăcut destul de mult, dar e un pic cam scumpuț, nu știu dacă îl voi mai recumpăra, este de la Chanel, Scripture de Chanel, stilo eyeliner pen noir, de la Rimmel London un creion alb, de la MAC un creion negru, din Primark un creion auriu, un creion crem No Name, un creion negru de la Rimmel London, un creion albastru de la LA Colors, un creion negru pe care nu l-am început încă de la Lancome, alte două creioane negre No Name, dar au fost destul de bune, un creion de sprâncene No Name, un creion de sprâncene de la Oriflame, o pensetă și un creion negru Ada. Dacă mai țineți minte creioanele Ada. Cam acestea au fost produsele de ochi care stau în această cutiuță. Trecem acum la produsele pentru... Nu știu cum se va auzi partea aceasta, pentru că, din păcate, nu știu ce am făcut cu microfonul, pur și simplu nu îl găsesc. Și pentru că am rămas fără baterie și rămăsesem la partea cu rujurile. La rujuri am, nu știu, aici în spate am 3 MAC-uri și un fake MAC. Christian Dior, Too Faced, Gauche, Kiko, ce e asta? Slick, cred? Da, Slick, două rujuri de pe eBay care îmi plac foarte tare, colecția aceasta de la NYX, care nu știu ce s-a întâmplat, nu știu de ce au ajuns să arate așa ambalajele, să se crape, pur și simplu. Tot de la NYX, două dintr-o colecție mai veche, L'Oreal, Max Factor, cred că era acesta, da, Max Factor, un ruj care mi-a plăcut foarte, foarte tare, Bourjois, ce mai e mai aici, un No Name, acestea trei de la Sephora, care mie îmi plac foarte tare, Benefit, NARS, la fel NYX, acestea trei de la NYX, Chanel, un creion Christian Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Essence, mi-a plăcut foarte tare această colecție, am avut 3, am rămas cu acesta, NYX Lingerie, NYX Lingerie, Kat Von D, NYX Lingerie, Giordani Gold, Oriflame, Avon, NYX, acesta îmi place la nebunie, Essence, dar nu îmi place la fel de tare cum îmi place acesta, deci de la Essence mai mult îmi place gama aceasta decât aceasta, Rimmel London și Slick. Urmând să trec la următoarea cutiuță și aici am diferite chestii. Primark, un ruj lichid și două normale mate, 3 Avon, aici se află și produse pe care nu le folosesc, dar le țin din diferite motive, Golden Rose, acesta mi-a plăcut foarte tare gama asta, Velvet Matte, rujul acela de pe AliExpress, care vă spuneam că are acele irezații și îmi place la nebunie. Îmi place foarte tare și se aseamănă cu unul de la Number 7 pe care nu-l mai găsesc pentru că a fost discontinuat. Acestea sunt două rujuri pe care eu nu le mai folosesc, dar le țin în colecția mea,
Nu știu, pentru că îmi sunt dragi. Acesta este primul ruj făcut de cadou de soțul meu cu 16 ani în urmă. Iar acesta este un ruj foarte vechi de la Oriflame, un ruj pe care îl folosea mama mea și de aceea le țin în colecția mea. Avon, creioane MAC, Makeup Academy, Essence, ruj pe care l-am testat în clipul cu rujuri ciudate, când am început eu canalul de YouTube, creion de la Sleek, la fel un ruj de pe AliExpress, tot ruj testat în testez rujuri ciudate, de la Bourjois un ulei din acela, un tint. Acestea cred că vor trebui aruncate, sunt de la Astor, un ruj care mie îmi place foarte tare de la Miss Rose, într-un capăt are creion și într-un capăt este rujul, Max Factor, Oriflame, Ada, Carmex-ul, îmi plac foarte tare aceste, toată gama lor de la Carmex, dar mă enervează foarte tare pentru că sunt mentolate. Ruj testat în testez rujuri ciudate și alte două balsamuri de buze, unul de la Vaseline și unul de la, nu știu de la ce este și nici nu mai țin minte de unde este luat. Cam aceasta a fost colecția mea de make-up. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o încă, să-mi dați un like acestui clip dacă mai vreți să vedeți clipuri de acest gen și ne vedem data viitoare.